Stimați telespectatori, bine v-am regăsit! O ediție specială la Intermedia TV. Stelian Nistor alături de mine, acum în calitate de suveran mare comandor al ritului scoțian antic și acceptat din România. Domnule Nistor, bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit și eu! Și suntem la un moment aniversar pentru dumneavoastră și colegii dumneavoastră, 140 de ani de rit scoțian. Parcă ieri au trecut, nu? 140 de ani în România. La 1881, Supremul Consiliu a fost înființat de către capitanul Constantin Moroiu, cel care cu un an înainte, la 1880, înființase și Marea Lojă Națională din România. Deci formalizarea, pentru că masoneria în România este de mai multă vreme, la începutul secolului XVIII, la 1700 și un pic, un italian, Del Chiaro, secretarul particular al lui Constantin Brâncoveanu, ateste pentru prima dată existența masoneriei în România. Asta explică și deschiderea mare ieșită din epocă a lui Constantin Brâncoveanu și poate și martirajul său. 37-90 a fost o pauză, nu? Nu. Vedeți, masoneria dintr-o țară funcționează prin două instituții care sunt suverane, sunt independente. Suverane înseamnă că își au conducerea în propria țară, nu au o conducere în străinătate și sunt independente în deciziile pe care le au, urmând însă principiile foarte clar stabilite și care sunt universale. Cele două instituții dintr-o țară în masonerie sunt Marea Lojă Națională din România, care administrează primele trei grade. În masonerie avem de la gradul 1 la gradul 33 și ultim. Dumneavoastră sunteți grad 33. Eu sunt grad 33, cum arată și inelul. Iar ritul scoțian antic și acceptat administrează gradele de la 4 la 33 și ultim. O mică explicație ce înseamnă rit, de ce scoțian. Pentru că la 1307 cavalerii templieri deveniseră de invidiat și un rege al Franței, Filip, într-o noapte a reușit să destructureze această organizație, iar cei care s-au salvat au fugit din Franța pe mare și cel mai apropiat țărm din locul unde erau era Scoția. Deci nu are nicio altă legătură cu Scoția și spune ritul scoțian pentru că s-a disimulat acolo această organizație, confrerie, templieră, s-a disimulat în terminologie din ghildele zidarilor, constructorilor de catedrale. Masoneria însă, din punct de vedere al calendarului propriu, se află acum în anul 6021. Deci e diferență foarte mult, 4.000 de ani. Da. Vă gândiți cât ce surprinși ar fi milioanele de oameni care au trăit, s-au născut, au iubit, au suferit și au murit înainte de era noastră. Dacă ar afla că ei au făcut toate astea înainte de era noastră, cum s-ar simți vieții oameni? Da. Pe serios. Deci, ritul scoțian antic și acceptat este un ordin de tradiție militară și cavalerească, având rădăcinile în cavalerii templieri. Da, bun, e bine că s-a lămurit lucrul ăsta, să nu creadă cineva că dacă e scoțian, e cu oameni zgârciți care umblă cu pălării 40 de ani. Nu. Nu? Nu. Dar cum e aia cu pălărie? Cu pălărie era că un scoțian, deci pe, vorbind de zgârcenia, a purtat o pălărie timp de 40 de ani până când se rosese, nu mai avea nici de ce o prinde, nu mai avea boruri și de gura familiei s-a dus să-și ia o pălărie nouă. Și s-a dus la același magazin, unde în urmă cu 40 de ani își luase ultima pălărie. Și a intrat sfios așa și s-a uitat și cu aerul că n-ar vrea să deranjeze, a spus timid: iar am venit. Da, Stelian Nistor, am observat că ați acordat un interviu pentru Aleph News, parte din interviu sau poate chiar transcriptul emisiunii video a fost publicat de agenția de știri Mediafax. Ați avut foarte multe vizualizări și pe video, dar și pe partea de transcript.
Concluzia mea este aceea că lumea este foarte interesată de masonerie, pentru că nu puține sunt cazurile când, dacă se întâmplă ceva, cel mai adesea rău zice masonii. Masonii. Și lumea este foarte curioasă. Deci, organizația pe care dumneavoastră o conduceți suscită interesul. Vă bucură lucrul ăsta? Organizația pe care eu o conduc e doar una din cele două părți ale masoneriei din țara noastră. Masoneria a lipsit din evoluția, sau mai precis din parcursul societății românești de la 1937 până în 1990. Lipsind, deodată mentalul colectiv a creat o imagine proprie, ajutată și de propaganda comunistă, pentru că masoneria, fiind o organizație cu ramificații internaționale, se constituie într-un pericol pentru autocrații, pentru țările unde nu este democrație. Și lipsind, mentalul colectiv a creat o imagine aberantă, adică a situat masoneria în spatele a tuturor întâmplărilor tenebroase din lume, cu făcutul guvernelor, cu președinți, cu prim-ministri. Nu este așa, dar această imagine a făcut rău până la capăt, pentru că în 1990 a fost o fervoare de a adera la masonerie în România, dar nu la ceea ce este cu adevărat masoneria, ci la propria noastră închipuire, propria noastră percepție sau despre masonerie. La fel s-a întâmplat acestei țări și cu democrația. Noi n-am intrat în democrație în 90, ci în ceea ce credeam că este democrație și care astăzi, mai mult ca niciodată, după 30 de ani, își arată părțile nevăzute. Nu spun că bune sau că rele. Nevăzute, neștiute atunci. Eu înțeleg, așa citesc printre cuvinte, înțeleg că mulți dintre cei care au aderat, mai ales la debutul anilor 90, au făcut-o spunând, domnule, dacă mă bag acolo, mă pune ministru, dacă mă face director de întreprindere și așa mai departe, sau fac avere. Deci asta, cred că asta ați văzut. Da, una din laturile imaginii false a fost aceea că masoneria este un soi de partid aflat mereu la putere și care nu participă la alegeri. Este ales mereu. Nu este așa. De mai mult de 25 de ani eu însumi spun, nu veniți în masonerie să vă facă miniștri. La un moment dat, la o sesiune națională, când am repetat acest lucru, cineva a avut așa un icnet în sală, în partea dreaptă, încă doi în partea stângă, s-a rupt sala de râs și cel dintre noi care tocmai ce fusese numit ministru a trebuit să se ridice în picioare. Dar nu pentru că era mason. Masoneria te ia, în masonerie nu te înscrii, nu e ca la partid. Masonerie e un anumit ciclu de fapte, de calități și masoneria te cheamă. Și masoneria nu te ia ca să te facă ministru, cum am spus, și după ce probezi că poți să faci ceva, că poți să ajungi într-o situație de decizie în care decizia ta să poată genera binele. Deci, dacă în masonerie nu bați tu la ușă, bate masoneria la tine la ușă. Eu zic că, da, cam așa ar fi, da. Și am numai să deschizi și să faci în continuare fapte bune. Asta este ideea? Să încerci. Măcar să încerci. Da. Bun. Eu, este un cuvânt care e utilizat în ultima perioadă frecvent. În România au fost niște cuvinte care au fost la modă. Un an jumătate, doi ani. De câțiva ani de zile la modă este cuvântul meritocrație. Eu, uitându-mă în stânga și în dreapta și poate și dumneavoastră, vedeți că acest cuvânt capătă, pe măsură ce înaintăm în vârstă, capătă noi și noi înțelesuri. E meritocrația un cuvânt care în masonerie are înțelesul pe care îl are în dicționar? În principiu da, dar să nu uităm un proverb chinezesc care spune așa, că în definirea conceptului de meritocrație. Pentru ca un înțelept să fie cu adevărat înțelept,
trebuie să mai existe încă un înțelept care să recunoască asta. Ori, cine stabilește gradul de meritocrație dintr-o țară? Din țara noastră, de exemplu. Vedeți? Prezența meritelor în viața unui om se vede mai puțin. La fel cum este prezența, să zicem, a studiilor superioare. Absența lor însă sare în ochi imediat. Cum ai deschis gura? Nu cred că putem defini timpurile pe care le trăim, nu numai în țara noastră, ca fiind o epocă a meritocrației. Bun, acum eu aici o să vin cu un contraexemplu, dar e un exemplu care întărește regula. La un moment dat, numărul 4 în BBC mondial avea liceu. Numărul 4. Vedeți, domnule Avram, ați lucrat la BBC, sunteți un produs de elită al gazetăriei românești. Și știți că sistemul anglosaxon premiază experiența de muncă mai mult decât numărul de ani de școală. Adică dacă are de ales între un absolvent de facultate și un om care are deja 3 ani lucrați, dar fără facultate în domeniul respectiv, îl ia pe acesta din urmă. Acesta este sistemul anglosaxon. Iar Marea Britanie excelează. Numai că nu cred că toți angajații BBC erau așa. Nu, era unul, o excepție. Am spus, nu, deci e posibil și da. Apropo de lucrul ăsta, aveți dreptate, pentru că ne uităm, vorbim despre mass media, vedem la posturile mari de televiziune din Marea Britanie și din State și chiar din alte țări, oameni care au o anumită vârstă, adică nu ajungi la 20 ceva de ani să faci un talk show sau să faci un interviu cu președintele țării, cu prim-ministri. Am observat că mai este un lucru, domne, facem așa, în conducerea Consiliului Județean, zic, să fie atâtea femei, atâția bărbați, atâția tineri, atâția adulți. E în masonerie important să fii, să ai o anumită vârstă, să ai o anumită meserie? Este important, sunt niște criterii de vârstă. Spre exemplu, accesul în masonerie se face de la 21 de ani. Doar copiii de masoni pot avea o derogare. Noi avem o organizație, să zicem, de tineret, în care intră băieți. Masoneria este o organizație fără corp juridic, fără trup juridic. Ea funcționează pe legi, cutume, landmark-uri, se spune, vechi de sute de ani. Și funcționează în întreaga lume așa și funcționează foarte bine. Organizația care poartă numele lui Jacques de Molay, marele maestru al templierilor care a fost ars pe rug în 1307, deci acest ordin de Molay în care intră băieți între 12 ani și până la 20, este o pepinieră, să zicem. Numai că acolo intră aproape exclusiv copii excepționali. Noi suntem, și cred că și asta ar trebui de spus, faptul că în relația cu credința, cu religia, prima condiție este să crezi în Dumnezeu la masonerie. Pe altarul din orice ritual masonic se află Biblia și alte cărți sfinte ale altor religii, pentru că membrii noștri sunt din toate religiile lumii, masoneria fiind prezentă în absolut toată lumea și în Groenlanda. Și atunci trebuie să juri, când depui jurământul, pe cartea sfântă a credinței tale, pentru că dacă ești creștin și juri pe Coran, ce-am făcut? Acum văd că s-a soluționat în ultima vreme, cel puțin la noi, se jură direct pe cartea de telefon sau pe mersul trenurilor. Dar nu mai este nici neapă, alea vechi, că nu se mai trebuie, da. Că este un... Adică pe nimic. Deci sunt niște criterii de vârstă, dar aveți așa planificat, domnule, 20% medici, 15% ingineri astronomi, 20% medici, ăsta, profesori sau... Nu. Nu. Dar avem făcut o statistică în urma. Câți sunt așa, da. Câți sunt așa. Și este cuprins absolut întreg spectrul preocupărilor sociale sau ocupațiilor. Și mai mulți cine sunt? Medici sau profesori? Ingineri? Nu, ingineri nu. Cum să nu?
Bine, dar sunt mai puțin, că nu mai e bază de selecție. Absolut, deci absolut toate. Și când spun asta, vă rog să vă gândiți la orice, nu pot eu spune acum. Da. Intri în masonerie, ajungi la un anumit grad, așa. Tu dai masoneriei ce și masoneria ce îți dă ție? Vedeți, principiul pe care funcționează, unul din principiile, spune că masoneria ia un om bun ca să-l facă și mai bun. Eu am pus întrebarea, cât durează acest tratament? Pentru că știm că la gripă durează 7 zile și îți trece. Cât durează ca să devii un om mai bun? Cine stabilește asta? Avem un aparat care măsoară? Este o comisie la care dai un examen? Nu. Cred că faptele, spre exemplu, în ritul scoțian, pentru gradul 33 și ultim, se cer să ai în biografia ta 3 fapte făcute pentru țară. Bun, acum să nu se înțeleagă că niște fapte bune. Sunt naționale. Bun, dar nu. Adică dacă eu sunt medic, așa, și fac o operație, 10 operații reușite... Ai salvat așa un om. Da. Asta, nu? Sigur că da. Presupunând că vine la dumneavoastră la ușă, la masonerie, o mamă cu un copil de mână și spune că copilul meu este foarte bun la pian și vrea să urmeze cursurile nu știu unde. Mă puteți sprijini? De regulă, nu la acest mod, pentru că orice mamă din lumea asta și orice părinte din lumea asta poate considera la un anumit moment dat că are copilul cel mai talentat la orice. Dar și asta trebuie stabilit de cineva. Și la noi vin recomandările instituționale. Deci aflăm că la o școală undeva este, ne interesăm, se face un soi de verificare și sprijinim astfel de situații, categoric. Și... Da, sunteți mai mult înclinați așa spre partea artistică? Nu. Spre partea... Nu. Sau performanță? Nu, performanță pur și simplu. Și în domeniul IT-ului și în domeniul... Nu, performanță. Pentru că de cazurile sociale, de ajutor social, se ocupă guvernul unei țări. Au departamente, ministere, oameni salarizați, bugete pentru cazurile sociale. Noi sprijinim excelența. Domnule Nistor, la Olimpiadă cred că au fost reprezentate 192 de țări, la Federația Internațională de Fotbal are cred că 202 țări afiliate, dumneavoastră, cu ritul scoțian pe care îl conduceți în România, câți dintr-o organizație, cu câte țări afiliate faceți parte? Marea Lojă Națională din România are aproximativ la acest moment 209 recunoașteri, adică de la 209 forme de organizare statală, țări. Ritul scoțian antic și acceptat are ceva mai puține, pentru că la ritul scoțian nu poți să intri decât după ce ai luat gradul 3 la Marea Lojă. Și atunci nu este atât de răspândit, să zicem. Bun, dar în raport cu marile puteri, cum stați colegii noastre din Statele Unite, cum vă privesc? Cei din Germania, cei din Marea Britanie, din Franța, din Italia, ei vă stă masoneria din România ca masoneria dintr-o țară mică sau stăți pe picior de egalitate? Acum, știți că sloganul libertate, egalitate, fraternitate este un slogan masonic. Eu obișnuiesc să spun fraternitate, egalitate, libertate. Mie mi se pare că ăsta este cursul logic. Întâi trebuie să ai libertatea, ce o dobândești având cele două. Adică având, fiind parte din lanțul fratern universal, noi între noi membri ne numim frați. Da, există un soi de ce să fiu ipocrit? Există un soi de egalitate, dar țările mari sunt țările mari, țările mici sunt țările mici. Adică, 3 ani de zile, asta e exemplu care îmi vine acum și pe care noi doi l-am mai discutat în timp, pe timpul echipei de tenis a României alcătuită dintr-un geniu al momentului, Ilie Năstase, și un geniu al managerierii geniului,
momentului, Ion Țiriac. Trei ani de zile România a fost egală a Statelor Unite în acest, aproape egală, pentru că ne-au bătut trei ani la rând, dar în finală. Da, dar în finală. Cupa Davis era atunci campionatul mondial. Deci, din, pe un segment de activitate, o țară poate fi egală un timp cu o mare putere. Asta nu înseamnă însă că suntem egali cu Statele Unite. Statele Unite, Supremul Consiliu, mama lumii, are sediul la Washington. Este formalizat la 1801. Trebuie să ai filiație de acolo ca să fii recunoscut și regular în lume. Noi suntem, am fost reconsacrați în 93 chiar de Supremul Consiliu Mama al Lumii, unde eu și plec duminica viitoare. Zboare sunt spuse spre state acum? Căutăm, biletele sunt. Acum căutăm de unde putem zbura ca să putem intra. Dar trebuie să mă duc și pe jos dacă o fi cazul. Da. Ajungeți până la urmă, cu siguranță. Din punct de vedere calitativ, organizația pe care o conduceți, la ce nivel credeți că este? Pe o scară de la 1 la 10? Deci, odată calitativ și odată cantitativ. Vedeți, masoneria din România este alcătuită, așa cum îi spune și formularea, din români. Și suntem la fel de deștepți ca românii, la fel de meritoși ca românii, la fel de muncitori ca românii. Nu putem fi altfel. Deci sunteți în nota. Dar putem încerca. Puteți încerca. Da. Sunteți în nota a societății, însă, așa cum a spus dumneavoastră, căutați să primiți în organizație doar oameni care au un anumit și de gândire și de comportament și de educație și așa mai departe. Domnule Nistor, cum e să pleci din Suceava și să ajungi suveran mare comandor al ritului scoțian antic și acceptat din România? Domnule Avram, bine că nu de asta ați plecat. Da, domnule Avram, dacă asta s-ar fi întâmplat în aceeași zi în care am plecat, aș fi fost și eu mirat. Dar sunt de foarte mulți ani în masonerie. Am parcurs aproape toate treptele în ierarhia organizației. Iar în 2015 am fost ales suveran mare comandor, reprezentând România, pentru că așa este drept să spun. Din 2016 România a fost președinta conferinței suveranilor mari comandori din Europa și țările asociate. În 2018 la Berlin, această poziție a fost preluată de către Germania, cu vicepreședinte Elveția, și la propunerea Germaniei, fără precedent, această conferință ține de peste 100 de ani, sunt întrunesc o dată la 2 ani, de fiecare dată în alt loc din lume, la propunerea Germaniei s-a mai creat un post de vicepreședinte pentru România. Trebuia să încheiem mandatul în 2020, datorită pandemiei suntem încă în mandat până la anul când va fi posibil să ne întâlnim fizic. Tot în 2020 România trebuia să preia poziția de președinte al Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian. Trebuia să aibă loc în Paraguay, la Asunción. Datorită pandemiei s-a tot lungit, s-a tot amânat și acum ultimul termen este în 2022. Nu s-a mai precizat luna, pentru că e în funcție de cum va evolua pandemia. Faptul că s-a amânat nu înseamnă că s-a amânat pentru România, s-a amânat pentru toată lumea. Da, deci o organizație condusă de un sucevean, asta am vrut să remarc, pentru că am mai făcut o subliniere apăsată de curând, am avut ocazia și bucuria să fac acest lucru, cu acei minunați sportivi născuți originari din Suceava, care din cele 4 medalii la Olimpiada au adus 3. Și erau comentarii, domnule, dar ei au concurat din partea Sucevei, nu din partea României? Da, domnule, din partea României, dar oamenii aceia sunt născuți undeva, scrie pe buletin, mai erau idei să nu mai scrie pe buletin adresa. Scrie în buletin că e din Suceava și este o mândrie locală și cred că fiecare dintre noi din țara asta și din alte țări suferă și de patriotism local. Da, este, evident. Suferă. Evident, suferă. Evident. Suferă. Unii suferă. Da. Poate unii suferă că nu-și pot exprima imensa lor iubire pentru localitatea din care sunt prin faptele lor. Aia suferă.
Domnule Avram, în urmă cu foarte mulți ani, în 1984, s-a înființat o secție a Teatrului din Iași la Suceava. Și directorul de atunci, Vasile Cojocaru, eram student în anul 3, jucam la Bulandra la momentul respectiv, a venit să-mi propună, când termin facultatea, să vin la Teatrul din Suceava. Și eu i-am spus că nu voi veni. Mi-a spus din patriotism local. Și eu am spus, din patriotism local, prefer să vin la Suceava în turneu cu Teatrul Național. Am spus la plezneală Teatrul Național, dar chiar la Teatrul Național am rămas când am terminat, nu s-a putut mai mult. Aici e maliciozitatea mea. Pentru că mi s-a părut că îmi servesc mai mult, mai profund și mai rotund orașul în felul acesta. De câte ori am putut, cu faptele mele, să aduc un plus acestui oraș, am făcut-o. Am adus Julius Moll în oraș, am fost coproprietarul acestuia până relativ de curând. Am adus în orașul acesta Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru, cu sprijinul autorităților, indiferent ce partid a fost, au sprijinit acest fenomen. La un moment dat, festivalul a trebuit să fie mutat la București pentru că se mărise. Și cred că am mai făcut câteva lucruri, inclusiv calitatea în care sunt astăzi în fața dumneavoastră și faptul că ați subliniat că sunt din Suceava. Sunt din Suceava. Și voi rămâne din Suceava. Da, dacă nu v-ați fi ocupat în continuare de actorie, v-aș propus eu să veniți la Teatrul din Suceava. Poate aveam mai multe șanse să vă conving. Știți că avem teatru la Suceava. Da. Domnule Nistor, veniți la Suceava în ultima perioadă mai rar. E o schimbare majoră în această localitate și în județ, în ansamblul lui, față de perioada în care ați plecat? Sau nu e corect întrebarea dacă lucrurile s-au mișcat cu viteza așteptată? Chiar s-au mișcat lucrurile? Domnule Avram, probabil că este, că e firesc să fie așa. Altfel nu remarc decât ca schimbare majoră, fetele frumoase de pe timpul tinereții mele au acum părul alb. Da. Nu vă întreb ce sentiment vă încearcă. Pentru că eu am apucat să chelesc înainte să albesc. Asta e un avantaj. Domnule Nistor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să stăm de vorbă la Intermedia TV și vă mulțumesc că spuneți apăsat că sunteți din Suceava și că ați spus-o totdeauna, asta știu. Domnule Avram, întotdeauna am spus-o, să vă spun, m-aș da și din altor. Dar eu am rădăcinile aici și sunt de aici. Și la fel cum la urmă pe crucea mea nu va scrie cu tot regretul inginer, deși am avut o fabrică, rămâne să scrie că sunt din Suceava. Acum, în ziua de azi, vă puteți identifica ca inginer, dacă vă doriți așa. Probabil că da, intenționez să, poate să repar acest neajuns în biografia mea, că eu inginer n-am apucat să fiu, poate de acum încolo. Da, Stelian Nistor a fost în calitate de suveran mare comandor al ritului scoțian antic și acceptat din România, a fost invitatul meu la ediția specială. Sunt Sorin Avram, numai bine!